Consilie. Ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei Grej, județul Bacău, întâlnită astăzi, 13 noiembrie 2020, este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 13 consilieri, 13 consilieri dintr-un total de 14. Deci ședința este legal constituită și își poate continua lucrările. Aș solicita și aș ruga, dacă se poate, ca primul element din această ședință de Consiliul Local să fie depunerea jurământului de către domnul Bobocu Marius în calitate de consilier local suplean, care în cursul zilei de ieri a fost comunicată validarea dinamei, cu permisiunea dumneavoastră. Puteți, Marius. Mulțumesc.
Acum, domnul președinte, suntem 14. Da, mulțumesc, domnul secretar. Mulțumesc, domnulor consilier, pentru votul acordat. Și nu ați făcut altceva decât ați respectat articolul 116, da? Din lege, care prevede că cel mai în vârstă conduce ședințele Consiliului Local pe o perioadă de 3 ani. Iar cei care ați votat împotrivă sau v-ați abținut, ați încălcat din start acest articol. Vă mulțumesc și dumneavoastră, este democrat. Numai că este și ilegal. Al doilea punct de ordine de zi este constituirea și organizarea comisiilor pe domenii de specialitate. Da. O să vă rog ca domnii consilieri să se retragă pentru câteva minute și să își organizeze participarea comisiei de specialitate. Deci pentru cele trei comisii de specialitate, rog domnul consilier să completăm care am formular, nu? Nu, deci aici se va trece doar ceea ce se votează și cu, cu numărul de voturi. Da, bun, atunci spune acolo. Păi o să încep să... trebuie să fie propunere. Nu. Primul pe listă care este, domnul Brisa Master, domnul secretar, vă rog să-i dați citire. Eu aș... Sau e... este o listă... Pe ușurința noastră, da. Deci am o listă cu comisii de specialitate. Da? Cu comisii de specialitate. Deci eu voi ști comisia de specialitate și voi spune cine face propunere. Și vot. Bun. Domnilor consilieri, eu o să dau citire numele comisiei de specialitate și voi lua în ordine membrii din această comisie. 2. Comisia de specialitate numărul 1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, lucrări publice și administrație publică. În funcție de grupurile de partide și organizarea dumneavoastră. Deci la primul punct din comisia, la prima persoană din comisia de buget, finanțe, o să vă rog să faceți propuneri. Bun, deci Talaban Alier. Alier, propune pe... Doamna consilier Căjeanu Simona. Căjeanu Simona. Așa. Crăciun Joane. Da, cum vă vedeam o Surugiu? Surugiu Daniel. Așa. Costia Dan. Crăciun Joane. E ok? Cum... Am și eu. Surugiu Daniel. Poate v-ați să-i dăm. Acau cu v-ați să-i dăm. Păi vreau, pot să mai fac o propunere eu? Da. Da? Pe doamna consilier Pejinaru Nela. Așa, pe adevărat. Și eu vreau să fac o propunere. Eu am spus prima poziție de la Comisia de Economie. Da. Că luăm așa mărge, nu? Da. Deci, haideți să clarific toată situația. Deci se votează o persoană sau se votează pentru toate după propunere? Votează fiecare persoană, că trebuie înscris exact în dosarul boșului. Câte voturi au obținut fiecare. Deci, mergem cu o persoană, votăm la prima persoană, da? Bine. Bun. Deci, a fost Talaban Alin pe Hârjanu Simona. Să spuneți cine este pentru. Deci, Hârjanu Simona are 8 voturi pentru. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă abține, da? Vă abțineți, da. Și 6 abține. Bun. Crăciun Johnny îl propune pe Surugiu Daniel. Cine este pentru? 6. Votul pe. Așa. Costia Dan l-a propus pe Crăciun Johnny. Cine este pentru? Deci tot 6. Surugiu Daniel propune pe Vacă Vasile Gabi. Cine este pentru? 6.
Cine este pentru? Deci, e balotașul cumva la prima poziție. Prima persoană din prima comisie a obținut domnul Lungu 8 voturi pentru. La următoarea propunere, deci, cele tuturor, da. Tuturor, e un balotaș. Dacă este balotaș, înseamnă că e prima poziție din prima comisie. Poate renunța una din două persoane, nu? Da, poate renunța una din persoane. Jojanu Simona sau pe Jojanu Mena. Pentru prima poziție, prima comisie. Renunț eu. Bun, deci pe Jojanu Mena renunță. Deci s-a renunțat, doamnă. Palotrașul nu mai există. Înseamnă că doamna Jojanu Simona, pașica, este... Bine. Primul membru. Primul membru al comisiei. Până la Jojanu. Tu. Așa. Pentru a doua poziție din comisia numărul 1. Propune. Deci votul Iulian propune. Propune pe Coacubiță Daniel. Coacubiță Daniel. Cine este pentru? 8. În votul de. Mai propune cineva poziția a doua? Cu votul majorității sau votul absolut? Majoritatea absolută sau votul care nu ține în vot? Deci a fost prima mea propunere. De ce mai se fac? Nu scrie într-un regulament că trebuie să fie unul. Deci. Da, dar ce urmăm pe propunerea asta, în cea propunere? Deci mai cine ți-a luat urmărul propunerea? Iar fiecare persoană. Dar nu-i pe persoană, nu-i asta, iar face propunere. Păi da. Dar ce urmăm pe ce propune? Aveți mă puneți un blescos și o dăm pe dreapta. Nu mai faceți circul ăsta de voi, bă. Nu mai faceți circul ăsta de voi, bă. Nu să putem exact. Vă rog să nu vorbim două persoane odată. O singură persoană de unul. Două puneți, să le vorbim la tot. Nu mai faceți circul ăsta. Cred că comisiile de specialitate ar trebui pentru judecă să respectăm la modelul politic. Dar nici n-am zis rău. Am zis vorba din politica mea asta. Da, atunci am zis rău. În conștientul ăsta care trebuie să legăm așa, cum sunt de acolo, pentru că nu putem face parte din Comisia de Finanțe doar pe cei fac vor majoritatea și ei lasă mergă la alte comisii. Nu mi se pare ok și nu mi se pare normal. Dar nu se pare normal, domnul Cosele. Vorbiți. Au votat să se pare normal. Dar la final, dacă comisiile nu vor fi reglate pe algoritm, comentăm. Hai să vedem cine v-ați mai propus. Deci, dar așa ar fi corect. Dar așa ar fi corect. Dar așa au și pentru comisie. Domnul... În situația asta, în situația asta, puneți-vă dumneavoastră comisiile și noi ne vedem. Deci, oare să așa cum... Deci, oare să așa cum... Domnul, faci-o și eu. Deci, atâta timp cât s-a încheiat propunerea. Deci, nu mai stau de ce mai faci mea propunere? Prima poziție din prima comisie. Deci vorbim de o primul care a intrat. Primul care a intrat pe... Adică să înțeleg. Primul care a intrat în comisie pe proiect finanțe. Este și doamna Dușa. Continuă cu tot ce-a făcut. N-are nicio doamna. Să mai facem circul ăsta. Uite-vă care-i vrec. Vorbați-vă și-o trebuie la trebuie. Ce vreau să mai facem asta? Și care nu e ok. Nu mă interesează. Este cu acuziție Daniel. Ce vreau? Și mergem la voșă. Nu, și vă, aici. Așa. Pentru a treia poziție din comisia numărul 1. Da, a doua a fost eu. Da, e așa. Talavan Aliu. Tot pe doamna Bebi Maru. Da. Da. Încă ești. Cine este pentru asta? 8 voturi pentru. Ai o altă propunere? Mai este o altă propunere? Dar nici nu are sens, pentru că deja s-au întâlnit majoritatea. Cum? Dar trebuie să ținem cont și... Ce probleme este? Să facem propunerea. Dar nu mai propunem noi nimic, nu mai propunem să facem propunerea. Atenție la mine! Bă, domnilor, atenție la mine! Nu vorbiți toți odată, unul singur după ce dai eu dreptul. Ați înțeles? Că vă evacuie din sală.
pagă. Nu mai poți face propune. Nu ne propunem noi. Propunem noi. Propunem noi. Propunem noi. Propunem noi. Dar noi propunem noi. Și votăm noi. Deci domnul Lucu propune pe ei coacă. Coacă va se lega. Coacă va se lega. Propunem noi, dar noi trebuie să propunem noi. Ce e pus? Dar nu e nimic. Are dreptul. Atunci propun pe domnul... Stai, refuză toate comisiile? Nu. Aveți propunere, altă propunere? Nu. Noi nu avem. Nu aveți. Am cum să o dat. Nu e nimic, propunem noi. De ce provocați lucrurile și de ce provocați? Treci la următoarea comisie. Treci la următoarea comisie. Comisia 2. Dați-mi întâlniți o comisie. Întâlniți comisie. E majoritate. Învățați la sănătate, întâlniți comisie. Domnul, ești prima. Lasă-mi întâlniți consilierul. Mai faceți propune. Nu, am făcut și așa. Faceți propune. Faceți propune. Ai făcut propune. Ai făcut propune pentru poziții. Nu mai faci. Stimați colegi, având în vedere că orice comisie are 5 consilieri, dacă dumneavoastră ați refuzat să faceți propuneri pentru cel, pentru alt pa, dar nu vorbi domnul peste mine. Sunt președinte, vă dat. De ce râdeți? Sunt momente solemne în comun adevers. Puțină civilizație, vă rog. Atunci propunem noi, 4 și 5. Pe al 4-lea și pe al 5-lea îl propun eu ca să completăm comisia, cum spune legea, 5 trebuie să fie. Poate să nu vă compați la următoarea ședință.
Comisia de specialitate numărul 2. Comisia juridică administrativă unui public și privat, prestări servicii, respectarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor și libertăților cetățenilor. Domnul președinte, domnul primar, am vorbit. Haideți să încercăm să punem lucruri la altul. Pentru lumea, nu mi-am văzut niciodată chestia asta. Nici m-am îndurat. Dumneavoastră să spuneți acum. Noi n-am văzut. Nu, ascultați-o un pic. Haideți să încercăm. Aveți o majoritate. Dacă ați pornit pe drumul ăsta, atunci așezați-vă la oameni în comisie cum doriți dumneavoastră. Este mandatul ăsta. După aia mi-ai trebuit să-i duc. Și vă duceți mandatul ăla. Așa cum este. Deci, terminați cu Comisia Finanțe și vă aleți oameni dumneavoastră. Care e problema? Sunteți majoritate și vă duceți mandatul ăla. Dar să nu facem ăla, da? Așa e ok. Și mă duc. Nu, că nu e așa. Domnul... Mai ales că... Algoritmul s-a dus în comisii și, și în comisii și în general. Este algoritm. Au propus și am propus noi de la președinte, dacă au vrut să procură, am propus noi de la lui. Așa am văzut că este algoritm. Da? Și v-am propus. Vreau să vă zic, nu putem refuza. Că vă propune fiecare consiliu refuză. Puteți refuza să faci bani într-o comisie? Eu am fost propus și l-ați fost votat. De ce să mai accept? Domnul, dacă erați deștept, vă votați. Dar nu sunteți deștept. Învățați politică și învățați regulament. Deștept. Vreți să faceți jocul? Faceți-vă jocul! Dar nu-i introduceți și noi în gălea care mascarată.
N-am propus, ne-am văzut de treaba noastră, ne-am văzut de treaba, n-am lucrat pe nimic. Dacă nu mi-ați votat, de ce să mă propuneți voi să mă votați voi? De ce? Domnilor, nu mă înțeleg, dumneavoastră trebuie să pricepeți că există o lege care spune că fiecare comisie are 5 consilieri, respectând configurația celor aleși. Configurația politică, încă o dată vă rog. Deci configurația politică noi o respectăm. Și cu ALDE, și cu PSD, și cu USR, și cu PNL. Votul pentru domnul. Votul pentru domnul. Ce se întâmplă? Dar și nu știu dacă o votă. Dacă e... Nu știu.
grupă, cum are și este al doilea poziție. Poziția numărul 3. Pentru că poate că sunt un lucru mare. Nu vreau că domnul consilier că nu ce țin din viață în viață. Dar nu vreau să vieți, să dau lecții eu. N-am auzit, am ce. Propun eu că domnul consilier s-a dat la lecții. Dau ce lecții. Dați-mi la lucru. Pentru vostru. Ce timp văd? Dar stai, vreau acum. Nu, dar pentru... Cine este cel postul? Nu, o pătrupem. Bun, astea sunt trei. Coac, Isabela a propus pe Avram Georgiana, Talamana Alinti, Boboc, Marius. Boboc, Marius, și Isabela Panare. Poziția 4. De ce nu știu, înțelegeți? Poziția 4. Aveți o propunere de la ALDE PSD? Lăsați ca acolo, domnule, toți sunt, nu? Lăsați-mi să se consulte, să-și stabilească oamenii care vor să facă parte din comisie. Haideți să facem. Dar vreți să propunem noi. Vreți să facem la problema ta. Ia problema ta, ia să Johnny, ia să Johnny, vrei să facem o pauză să vă consultați? Da. Bun. Atunci 10 minute de pauză social? Nu. Nu, haideți să... Alegi majoritatea, așa cum doresc. Nu stai o comisie. Se prezentați și prea. După care nu mai nimic și noi pot face, da? Dacă așa s-a început. Deci ne oprim aici la 3, la 3 la comisie. Domnul Zulenar, vedeți să încheiem și comisia. Așteptăm să se hotărăți și să o hotărăți și propun și noi. Bun, așteptăm 10 minute, se va hotărâ și de ce nu mai sunt de acolo, deci cum pauză? Nu, așa. Trebuie să vină cu propunere. Dacă refuzați, mergem în continuare, nu mai dăm pauză. Dar nu mai sunt pentru dumneavoastră. Acceptați lucrul și am plecat în față.
persoane, Crăciun, Giorgi și cu... Sigur. Să puteți să treabă bani. Păi votați voi. Deci votăm, dacă nu votați voi. Eu am propus să puteți la vot. Să puteți la vot. S-a întrebat ceva. Nu avem nimic. Nu avem nimic. De asta se votează. Deci propunerea din Comisia Buget Finanță să facă parte Crăciun, Giorgi și Sfântul Daniel. Vă este frică, de asta nu votați. Deci... S-a votat odată. Comisia nu este închisă, zice, Surugiu a refuzat, iar a vrut, iar a făcut. Deci nu așa, 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 așa. Asta trebuie să fac, nu piață, ascultați-mi. Voi n-am vrut să propuneți. Am propus voi, l-am pus domnul Boate, având în vedere faptul că cunoaște să facă parte. Nu refuzat, dar poate să facă parte, nu puteți să-mi impune. Păi și dar ce are? Nu are nicio are. Nu are nicio are. Votați-mi, dacă vreți, domnul, n-ai nimic. Comisia cine propune pe domnul dumneavoastră să propuneze votul? Nu,
proiect pe lumea. N-am înțeles nimic. Deci domnul Rosin Nicolae propune pe domnul Butu Iulian. Cine este pentru? Deci 8 voturi pentru. Așa, așa, s-a închis lista la... Cine a fost în plăciul comisiei? Nu știu dacă e de urmă. Așa, putem să vă dacă lumea vă face de asta. Dacă ce ai să vă face de asta? Dacă e să fie un gândim la aici. S-ar putea să fie așa. La comisie. Bun, deci prima comisie. Am înțeles că propuneți domnul Rogo, nu? La ultima comisie. La comisie am văzut ei. Hai că am zis lucrurile. Da, da, da. La comisie am văzut domnul Rogo. Cine este pentru? Cu 8 voturi pentru domnul Rogo, sunteți prima apoziție acum din... Vreți să vă mai rău... Nu, se spun și nu la comisiile întrebare. Deci când Jean Brindena, Coacu Ghiță, Daniel, Genaru, Nela, Sunuciu, Daniel, Coacu, Vasile, Gabriel, la comisia 1, Avram Georgiana, Bogog Marius, Talaban Anil, Costia Dan și Butu Iulian la comisia numărul 2. La comisia numărul 3, primul este domnul Rugu Nicolae. Cine a rămas? A rămas Johnny. Poți să-l propun de Remus? Da? Da? Te propun. Deci de Genaru, Nela. Cine de ce să doamnelor? Râsul după ședință. Așa, cine este? Am vrut să spun asta, este domnul. O votul pentru a fost ales. Da, râsul la diverse. Nu știu eu, Viorel Remus. Așa, poziția 3. A rămas Iurel Busuioc. Crăciun Johnny. Nu? Ce are? Ce are eu? Ce ai văzut de râs? Bun, cine îl propune pe domnul Crăciun Johnny? O cum trebuie propus să o balez? Aici, cine mă lăsați? Spuneți domnul Crăciun Johnny și este votat. Nu, ce este votat. Spune la vot. Spune la vot. Johnny Crăciun, nu? Vă rog frumos, votați. Să vedem unde ar fi. Să vedem unde ar fi. Să vedem unde ar fi. Din copul de pe. Dar nu, dar ești și la urmă. Și spune. Dar nu te vota nimeni. Dar nu te vota nimeni. Poți eu? De-a te nu te vota nimeni. Bun, și cum am votat? Potrivă, prietă, abține. Da. Dar voi ce faceți? Vă abțineți sau sunteți potrivă? Mă abțin. Abține, da. Abține, da. L-am văzut comisia de ugeție. Da. Și Ani Ionel, nu? Da. Preocupat. Tot dumneavoastră propuneți? Da, eu. Ei, fără mi-a dat. Așa, mă rog. Hai să-l duc. Cine este pentru mine? Așa, bravo. Ai toată majoritatea. Aici apai și toată pe. Da, de să scrim aici. Johnny Crăciun, Crăciun Johnny. Ani Ionel. Și? Ușor și eu, nu? Trebuie propozat. E ultimul, ultimul. Vedea vă să mă mă de mai. Da, propozea. Deci, propuneți pe Ionel Crăciun, nu? Da. Domnul Rugu, uitați-vă ce frumos, eu da. Aminte, domnul Rugu din propune comisia, numărul 3. Domnul Rugu? Da. Asta e foarte frumos. Trebuie este să respectăm funcția câștigată în alegeri. Deci, cine este pe acolo? Busuioc Ionel, vă rog frumos. Hai, ridicați și voi mâna, hai. Majoritate. Gata, 14 voturi. Deci domnul Busuioc Ionel, mai o să vă mai aduc încă o dată aminte toți membrii comisiei la fiecare. Și avem așa, la comisia de specialitate numărul 1, programe de dezvoltare economică, socială, buget, finanțe, Cârjanu, Elena, Simona, Coacă, Ghiță, Daniel,
Vejenarul Mila Vasilica, Sunugiul Daniel, Coacă Vasile Gabi. Comisia 2. Comisia Juridică, Administrarea Domeniului Public și Privat. Avram Georgiana, Boboc Marius, Talaban Nadir, Costia Dan și Butul Ilean. Comisia numărul 3. Lungu Nicolae, Cusio Viorel Remus, Crăciun Johnny, Ane Ionel, Cusio Viorel. Comisia 2. Elena Simona, Coacă Ghiță Daniel, Vejenarul Elena Vasilica, Sulugiul Daniel, aha, și Coacă Vasilica. Da. La Comisia 2. Avram Georgiana, Coacă Ghiță, Vejenarul, Coacă Gabi și Sulugiul. Da. Da. Bun, ar fi. La Comisia 2. Avram Georgiana, Boboc Marius, Talaban Daniel, 3. Costia Dan, 4. Și Butu Ilean. Păi sunt, nu suntem, n-ați dat paritate. Păi n-ați vrut. 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 Analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare infrastructurii de apă și apă uzată.
perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului Comunii Livezi să voteze la Adunarea Generală a Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea planului anual de evoluție a tariferilor. Așa, punctul 6, prin hotărâre privind punerea la dispoziția SC Compania Regională de Apă Bacău a terenului aferente investiției din cadrul proiectului regional de dezvoltare infrastructurii de apă și apuzat în județul Bacău, perioada 2014-2020. Așa cum ați observat, aceste toate lucruri sunt îngemarate și sunt legate una de altă. Eu în documentele pe care ne-a fost destul de greu și aproape imposibil să le punem la dispoziție fizic tuturor, pentru că au venit și repede, au venit și pe un stil, nu știu... Azi trebuie să trimise... trebuie să trimise cumva... domnul primar poate să vedeți mai multe detalii și o să rog să vină în sprijinul meu în documentele acestea. Eu bănuiesc că niciunul din dumneavoastră nu are ceva împotriva acestor proiecte de hotărâre. Că sunt ceva care privesc în totalitate Comuna Livezi și pe cetățenii lor. Dacă v-am furat domnul Lungu, v-am furat sarcina dispoziției de trigări. V-am furat din atribuții și am citit eu lucrurile astea. Vă mulțumesc! Așa că, cu permisiunea dumneavoastră, aprobăm ordinea de zi, da. Informată din 6 puncte pe ordinea de zi, cu cele două de dinainte. Dar domnul președinte, am aprobat ordinea de zi cu 14 puncturi pe. S-a aprobat cu ordinea de zi 14 puncturi pe. Acum o să începem să discutăm. Cele primele... Legătură cu votul de străinătate. Legătură cu votul de străinătate. O să propunem ca la următoare ședință din Consiliul Local, domnilor consilieri, Dani, da. Un proiect de hotărâre privind aprobarea noului regulament de organizare și funcționare Consiliului Local. Și care să, ceea ce au solicitat și dumneavoastră și acum solicită și Remus, prin intermediul mailor prin care s-a și scuzat și a și solicitat ca ședințele să poată desfășura și online, să putem să prindem un regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local și aceasta prevede să se poată desfășura și la distanță o ședință de Consiliul Local. Da. Asta trebuie să prevedem în regulament. De. Acum, dumneavoastră, este absent motivat, pentru că s-a scuzat cu documente. Deși s-a exprimat prin telefon, s-a auzit, dar este lipsă fizic. Dar este absent motivat, așa este. Să-și o registrez aici. Asta o să-și registrez aici. Absent motivat, nu știu. Deci, mi-am zis. Da. Acum suntem în 14, suntem de pe un complet. Dar nu e ca la noi. Dacă nu mai are domnul primar, nu, după aia trece la ordine de zi ceva de fapt. Da, domnul primar. După aia trece la ordine de zi. Da, bună ziua. Vă dau și eu bună ziua. Am urmărit cu atenție ceea ce se întâmplă în Consiliul Local. Aș vrea, în primul rând, să vă salut și să vă felicit pentru rezultatele obținute în campania electorală. După cum bine observați, așezarea din sală face ca să văd în momentul de față figuri noi și nu rămâne decât să îi felicit și să îi încurajez și să îi asigur de tot sprijinul meu. Toți consilierii, inclusiv consilierii noi sau consilierii vechi. În Consiliul nou format avem 7 consilieri noi. Pentru mine și pentru comunitatea noastră este un lucru, zic eu, bun. Remarcabil. Remarcabil. Mă repet, acești consilieri au tot sprijinul meu. Oricând vor veni la mine cu întrebări și pe alții. O să le dau răspunsul. Văd că aici s-au format dintr-o dată grupurile cu agresivi sau... Uitați-vă, aș vrea să iasă din mentalitate sau din cuvintele exprimate la ședință cu unul deștept și unul... Dacă ne luăm pe deșteptăciune și punem diplomă pe masă, vă spun eu că cred că ar trebui să avem grijă la cuvinte. Încă o dată vreau să vă aduc în atenție. Vă aduc în atenție. Consiliul Local s-a făcut în voința poporului.
Cetățenii Comunei Livez au votat data de 27 și ar trebui să-i reprezentăm cu respect. Respect înseamnă bunul simț. Dacă nu înțelegem că trebuie să avem bun simț, să nu mai folosim cuvinte că unul e deștept și toată lumea e proastă, aș vrea să rog consilierii care sunt veniți, noi ați văzut, o singură... să avem sume, să putem da drumul la niște proiecte de hotărâri care să meargă la finanțare și să semnăm finanțare. Cu asta am încheiat. Aș vrea să vă spun, să vă urez succes în mandatul de, nou mandat de consilier, dar cu rugămintea de a merge cu bun simț. Vă mulțumesc. Da. Domnule, dacă mă vedeți, domnule primar, domnule secretar general, stimați consilieri, în calitate de președinte al acestei prime ședințe, aș vrea să urez celor 2000 de cetățeni care s-au prezentat la vot și au votat configurația de care astăzi vă bucurați. Le mulțumesc și îndemn pe 6 decembrie să vină la vot cât mai mulți. Vedeți, dumneavoastră, că de la prima ședință suntem, dacă mă întrerup, te poftesc afară.
vedeți că de la prima ședință, domnule, da terminul, domnule Oda. Dar ești imposibil, domnule. Dar știu că nu vreau pare, dar nu așa. Domnul Părmar. Omul ăsta va trebui să facem un referat să nu știu ce face partidul lui cu el, pentru că nu ne termine cu ședințele de zărbuluiește, domnule. Deci, domnule, vedeți că de la prima ședință avem un proiect în binele cetățenilor. De mare valoare. Deci, a pășit Consiliul Local și Primăria cu dreptul în acest mandat. Mulțumesc domnilor cetățeni pentru ceea ce ați votat și vă asigur că peste 4 ani Comuna Livrez va arăta mai bine decât arată astăzi, cu toată stima. Domnul secretar, mai avem ceva? Nu-i dați un cuvânt, nu! Nu-i dați un cuvânt! Da, haideți să treci. Nu-i dați cuvânt și nouă, cum adică? Domnul președinte, dați cuvânt. Nu-i dați cuvânt și nouă, spune-te că așa vorbim la auzit. Păi dar nu putem face mai mult. Dați-le voie, sigur. Dați-le voie, domnule. Hai, dați-le voie. Păi ce faci? Câte ore vreți să vorbiți, domnule Sorugiu, să vă dau voie? Câte ore? Hai să mergem la zi. Vorbiți! E în afara ședinței, nu consemnăm așa. Râde, domnule, că așa că vă mulă. Hai să mergem la organizare, domnule secretar. Domnule, dar să vă mulțumim și noi, dar să vă mulțumim și noi. Domnule ședinței, dacă vă temineți. Da. Domnule consilier, domnule. Începem o nouă etapă din viața politică a Comunei Livrez. Trebuie să mulțumim cetățenilor, în primul rând, pentru că ne-au dat șansa să ajungem în față să-i reprezentăm și să nu-i dezamăgim în acest mandat de 4 ani de zile. Vă felicit pe domnul primar care a câștigat alegerile, vă felicit pe dumneavoastră și pe mine, pentru că am depus o oarecare muncă în fața cetățenilor și am ajuns aici. Nu-mi doresc decât ca în ăștia 4 ani de zile să fim constructivi, să fim pentru comunitatea noastră, să alegem ce-i mai bine pentru comuna noastră, astfel încât peste 4 ani de zile să nu ne pare rău că au trecut ani pe lângă noi. Pentru că mă refer la consilierii mai tineri. Ceea ce s-a întâmplat astăzi este un început. Sper ca ședințele de Consiliul Local să se mai îmbunătățească. Mi-aș dori foarte mult să dispară disputa asta sterilă între noi, pentru că nu ne ajută cu nimic. Ori noi am ales să facem altceva în Consiliul Local. Și mi-aș dori foarte mult să fim înțelepți. Și de acum încolo la fiecare ședință să căutăm să facem ceea ce trebuie să facem pentru care cetățenii comunii ne-au trimis aici în Consiliul Local. Urez succes Consiliul Local, al domnului primar și mi-aș dori domnul primar proiectul meu de candidat să duce la bun sfârșit și iar revenim o dată ca peste 4 ani de zile să nu mai rău cu atât ani. Vă mulțumesc pentru vizionare. Conducerea
Consiliul Județean Bacău și lupta care s-a pus în ultimii ani pe toate fronturile pentru a se ajunge la această fază, a se ajunge la această investiție de, cred eu, câți 400 de milioane de euro la nivel județean. Și trebuie să, nu neapărat să ne mulțumesc, să ne mulțumim nouă, că am făcut ca și comunitatea noastră să fie pusă pe, să fie cuprinsă în această listă de investiții cu cele două proiecte, unul pe apă și celălalt pe canal, unul în etapa a doua, unul în etapa a treia, din câte, din câte știu, cu 2 milioane de euro, 2 milioane și ceva de euro, acum să dea Dumnezeu să știe ce am lucrurile, știm că vă mai fi mult, mult mai parcurs, dar e bine că suntem acolo. Felicitări pentru acest proiect și să dea Dumnezeu să avem parte de cât mai multe proiecte de acest gen. Până la urmă, omul e luta asta politică, trebuie să avem un plus în comunitate, nu trebuie să fim supărați că mai spunem una sau altul, alta. Până la urmă, omul, dacă ne-am asumat să venim în Consiliul Local, cred că trebuie să demonstrăm oamenilor ceea ce știm să facem pentru ei și pentru ceea ce le-am promis că vom face, nu să ne supărăm sau să așteptăm sau să-i facem pe oamenii să aștepte, să învățăm noi să lucrăm în Consiliul Local sau, știu, să votăm, să facem lucruri bune pentru ei. Cred că răbdarea lor s-a comprimat. Într-adevăr, trebuie să facem ceea ce am depus jurământul atunci când am lucrat. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, domnul Crăciun. Dacă tot v-ați referit la proiectul respectiv și că este foarte bun venit și ați vorbit de înțelepciune, v-aș ruga să interveniți puțin în sânul dumneavoastră, al de PSD, să mai educați puțin pe unii din ei care e nevoie, ca să respecte ceea ce a spus și dumneavoastră, adică să votăm în unanimitate voturile care privesc interesul cetățenilor. Mulțumesc, domnul Crăciun. Da. Da. Vă spuneți și eu. Dar sunt Iul Daniel, vreau să spun ceva cu el. Dar au vorbit de 22 de ore. Poate și a 22 de ore. Dacă vreți să beneficiați de ceea ce a spus și de așa, cred că ar bine să nu mai provocați în cea de cine vrea să ia cuvântul acum? Că suntem pe contul de antiniședința. E vorba să votăm azi la zonă. Noi votăm. Cred că ați avut discuția la zonă. Nu trebuie să votăm. Trebuie să trimitem teme la Bacău. Nu, dar vreau să feriți și eu tuturor. Deci eu să sprijin toate proiectele bune, atât timp cât mă lasă să explic și eu punctul meu de vedere. Atât timp când domnul Lungu doar știe să hățuiască și să ne critice. Deci da, el îi poate critica și eu știu să-l critic mai tare. Deci hai să ne lasă să construim ceva bun pentru cetățeni. Hai să ne lasă. Să-și vadă de treaba lui și să ne lasă să construim și să votăm. Cred că dumneavoastră trebuie să vă gândiți de treabă. Că mai suntem și martori mincinosi împotriva mea la un dosar. Uitați cine e persoana respectivă. Nu mai venim, da? Pe misiunea dumneavoastră și cu acceptul de la care sunteți de acord, vă vota în bloc aceste proiecte de hotărâre. Votul s-a realizat pentru fiecare. De acum trebuie să luăm pe domnul Lungu, din ora noi, să redactăm hotărârile, că sunt multe și va dura o perioadă și complexe. Atât vă cerem, dacă sunteți de acord. Suntem de acord. Cine este pentru? Domnul președinte, cu majoritatea de voturi, cu 14 voturi pentru, s-au aprobat cele 4 puncte pe care le-a adăugat de votilor. Domnul Teoar, spuneți-mi, vreau să spuneți ceva. Timpii, deci, s-au votat, nu avem decât să fim mulțumiți pentru că s-au votat, dar trebuie în anumitate, nici nu avem emoții că acest proiect va fi oprit de cineva. Încă o dată, vreau să vă felicit și să vă adresez rugămintea ca tot ceea ce se întâmplă în Consiliul Local să fie constructiv. Vă mulțumesc! Exact.